supraviețuiește reducerilor feroce 7 zile din 7 pe G2A. Mai multe detalii în descriere. Bună să vine, mă, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou episod din 7 Days to Die, T35, fraților. Avem niște puncte de pus aici. Eu, al vostru drag cum de Neascai, s-a uitat prin diverse chestii și a observat el că anumite lucruri pot fi învățate o singură dată. Care ești, mă? Unde ești, mă? Unul din unul. Leather tanning, spre exemplu. Ca fapt divers, 10 puncte, mai avem 24. Așa, una la mână. Doi la mână, workbench. Iarăși foarte interesant ăsta. Bine, noi avem un workbench. Am văzut că avem un workbench acolo undeva în sătuc. Care mai era, mă? Mai era... 9mm crafting, nu știu ce, vrăjel. Hai să luăm și pe ăsta, ăsta are doar 5 puncte. Și cement mixing și alte chestii de genul ăsta, da? Deci sunt foarte multe chestii care pot fi învățate o singură dată, știi ce? Am nevoie de 15 puncte ca să le iau pe ăsta. Hai că facem rost de ele fără niciun fel de problemă, mă bag eu de seamă. Hai să ieșim afară, e 41 pic. Bun, ce propun eu? Ce propune a văzut, drag și scumne, Neascai? Eu propun în felul următor, până la ora 12, pe timp de zi, să ne plimbăm și să încercăm să furăm cât mai multe chestii. Aș vrea foarte tare. Așa, după ora 12, în mijlocul zilei, să încercăm pe cât posibil, asta l-am căutat, nu e nimic interesant acolo, să încercăm pe cât posibil să... What? Prea departe, frate. Na, bine, mai că vin. Ho, stai așa că vin. De ce dai în piatră, în pana mea? Ok. Da, cum spuneam, după ora 12 să încercăm pe cât posibil să ne ocupăm de casă. Și chestia asta să o facem noi așa un picuț. Este ziua 20, nu prea mai avem mult timp la dispoziție, asta este. O să vedem cum ne descurcăm noi pe parcurs. Să vezi că de asemenea... Vreau să mă gândesc dacă acum sau după ora 1 să mă apuc de strâns lemne și alte chestii de genul ăsta. Nu am nici cea mai vagă idee cum ar trebui să procedez în direcția asta generală, dar vedem noi pe parcurs, presupun. Ok, un pic de ulei. Mi-am făcut loc în inventar, ar trebui să fim ok. Mai multe puncte de vedere. Băi, întrebarea mea este în felul următor. Cum urc la etaj? Avem niște scări aici care va să zică. E vreo ușă desfăcută? Nu. 400. Ok. Mult mai ușor de intrat așa. Ok, nimic interesant pe aici. Să sperăm că gușterii ăștia... bă, luăm ușor primul etaj, apoi următorul etaj tot așa. Mamă, frate, locked. Ok, cred că ne-e mai ușor dacă facem așa. Bun. Mai interesant pe aici? Absolut nimic. Asta mă face să cred că s-ar putea să aibă chestii mai interesante în ea. Poate. Nu se știe. Ah, bineînțeles. Opa, stai că e lemn. Dacă e lemn, înseamnă că putem face așa. E, mă, ceva? Poate iar la fel nu e nimic, că nu știu ce să fac. Oh my god. Să-ți blestim zilele în alta. Ok, avem... Cred că nu știu cum să nimic. Bun. Putem să luăm un pic de piele. Oh! Asta e un fel de... Nu știu, ceva cu bare. Sincer, n-aș vrea să mă bag... Prin bare, aș vrea să văd dacă pot ocoli cumva toată treaba. Hello. Asta e afară? Pe balcon? Va pe balcon? Nu, e o plantuță și atât. Beverage, ia tot. Ok, pe aici. Bun, asta e potted plant. Nimic ce putem interacționa pe aici.
Vending machine, trebuie să ai bani. Nedetectat, ok. Vedem. Nimic. Oh, I like. Cooking pot. Jură-te! Jură-te, yes, yes! Tu, deci nu pot să cred! Încă una! Oh my god! Bă, ce noroc! Empty, deja scrie empty, dar am băgat în continuare. Nu știu de ce am băgat în continuare, e ok, în regulă. Băi, ce noroc! Ok, aici am ceva. Tot așa mă duce afară? N-ai putea, mă, să fie unlocked, mă, omul Dumnezeu. Oare pot să iau cu cheia franceză ușile astea? Minele săracele îmi dau metal și toate, ce du-te în pana mea, dar nu mai stau și după tine acum. Aici, aici, e ceva pe colțul ăsta? Nu, numai plăntuțe pe care le putem lua, ok. Bun, aici am văzut că nu e absolut nimic. Mai departe. Casele de marcat, un pic de bănuți. Un pic de bănuți de hârtie, așa. Un pic de apă. Un pic de miere. Mierea e bună. I like miere. Gata și... am văzut numai plântuța, pot să o ridic, ok. Mic interesant. E vreunul din asta pe care îl putem accesa? Nu. Bănuți perfect, bănuți perfect. Mamă, nu văd nimic aici, frate. Ok. Apă. Apă, câte ceasul? 6.56. Hai că facem ceva progres. Facem ceva progres bun. Bă. Am să vedem. Nu! Ok. Ok, deci cu asta facem așa. Și dacă fac invers... Oh my god, nu e bine, da, lasă-și. Lasă-și. avem niște țepi. Și cred că pare să fie o... Ce sparg, frate, că nu rezi ce sparg. Bă, nu stai că dau un piele de catâmpitul. A, se sparge fiecare băț în parte? 33 pe fiecare băț, wow, ok. Brown shorts, băi, da, nu știu, sincer, n-am... scrap, ok. Dar putea să ne fie de folos, un cabinet, niște hârtie bună. Ok, niște atele. Black denim shorts. Bă. Bă. 2-2-2-5-5-5. Numai că astea mă răcoresc. Da, nu știu ce să zic. 189 33. Ăștia-s mai buni. Îmi dau și aceeași. Așa, dar bine, calitatea e mai proastă. Da, nu știu ce să zic, man. Chiar nu știu ce să zic. Bun. Bineînțeles, bineînțeles. Ei, deja avem plin inventarul, fraților. Deja e plin inventarul. Șepcuță, bun. E, deci pe aici am multe chestii de purtat. Te urăsc, te urăsc. Pasiunea. E ok, e mort acolo un corp de zombolo. Puste și alte chestii. Bine, mă, lasă așa. Și două seifuri în perete. Fire arrow. Bine, mă. 9mm round și steel arrow. Ok. Cum zici tu? Bun.
Trebuie să ne întoarcem, trebuie să ne întoarcem că nu mai am spațiu în inventar. Salut! Și mai avem o grămadă de explorat, deci da. Bun, hai să vedem ce gușteri au venit. Pe parcurs pe aici. Nu nici mai ești în interior. Nu e, mă, cred că e în curte din spate. Serios? What? E un țipă... E o țipătoare! Fuck, stai, nu! E o țipătoare, nu pot să o las așa! Mă vede, m-a văzut? Trebuie să o omor până nu mai țipă. Mă reușim o să o omor? Mai e una? În aceeași incintă mai e una. Vorbesc serios. E pe acasă, ești nebun. O să fie, mă, pe acasă. Ok, deci ăla de acolo de jos e mort. Asta e bine, asta e bine. Nu cred că nimeni merg. Bă, dea proste. Că te-ai hotărât să cobori un pic. A, fuck, acum a picat. Așa, 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 așa. Vin la tata. Bravo. Nu, 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 stai așa că... Mamă, și avem de curățat după ăștia. Nu cred că vă imaginați. Bun, perfect. Nu mai țipa în viața ta. Bravo. Gata, m-am luat. Două țipătoare am avut, fraților. Două țipătoare. Bă, ăștia umblă numai în perechi. Bravo. Perfect. Magnific. Să ne uităm un pic și în spate. Săracu cerb. Nu știu dacă se vede că sunt prost cu ținta. Nu știu dacă o să observă lucrul ăsta, că sunt foarte prost cu ținta. În general, de asta nu-mi plac jocurile. Salut. Aia nu cred că m-am descoperit încă. Oh my god! Ok. Hai la tata. Hai la tata. Mâncați-a și ochii tăi. Nu, 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 nu. Unde dau, mă, nene? Nu cred că a murit. Ok, acum a murit. Și a spunat în interior sau cum? Mamă, și din ăștia mari și... corpolenți. Bă, not fair. Ok, era mort. N-am realizat că era mort. Ah, of course. Perfect. Magnific. Genial. Mai e cineva pe aici? Nu. Ideal. Băi, nene, băi! Și ce-au cu peretele ăla? Că nu înțeleg. A intrat în prin perete, ești nebun. A făcut gaură, a intrat prin perete. Ce atacă, mă? Le miroase lor ceva mâncare acolo. Țipă mama ta. Untouched, perfect. Serios? Patru urlătoare? A, bineînțeles că am tras pe lângă. Ce e acolo în Chuck E. Cheese-ul vieții? Sau cum se cheamă ăsta? Trebuie să intrăm. Creacă buc. Ceva cu cărți. N-are legătură cu mâncarea. Scuze că nu eram atent. Încercam să citeam, să citesc Passing Gas-ul de... Bă, cred că trebuie să ne facem un crossbow, dar n-am rețeta. Trebuie să intrăm să vedem dacă găsim vreo rețetă pe aici. Mamă, frate, 10.29 și în loc să stau să strâng...
Sau după voi, gușterilor. Neapărat trebuie să mergem să facem rost de lemne, fraților, că nu se mai poate. Bravo. Știți care e buba cu crossbow? Că nu pot să-mi fac din resurse oarecum regenerabile. Nu pot să fac din pietre și lemn și fibră. Trebuie să-mi fac cu capete de metal. Ceea ce e nasol. Ceea ce este foarte, foarte nasol. Of course că am dat în perete. Ai, las-o! Mori în chinuri. Bravo! Hai! Hai că avem treabă! Mai am 77 de săgeți. 77 de săgeți. Jesus. Eu am închis ușa aia, că nu mai știu dacă am închis-o. Dude, deci nu pot să cred că am găsit două chei. Sunt atât de fericit, nu aveți idee. Foarte, foarte tare, man. Foarte, foarte tare. Bun. Hai să vedem în continuare. Nimic interesant. Bun. Hai că avem aici de... de detectat, sper. Trebuie să le luăm cât mai mult posibil ca să nu... Sper din tot sufletul să nu mai atragem diversi. Deși cu cât 4 sau 5 au fost țipătoare, e clar. Sky, stai într-un oraș, că acolo poți să te duci să se sponează și să vadă. Aha, ia uite ce se sponează. De ce tot accesezi de parcă ar fi altceva? Asta cred că a fost o zi. Nurse. Asistenta. Rămânește, încearcă să vorbești. Măcar ne putem face antibiotice cu ocazia asta. Bun. Oh my god! Du-te în puii mei! Fuck me! Ok. Nedetectat. E bine. Momentan e bine. Cum am intrat noi data trecută aici? Parcă să zic că am intrat printr-o laterală. Aici. Așa, fiți atenți, fiți atenți. Pe uneori cam la etaj pe aici, bun. Trebuie să încercăm. Trebuie să încercăm să-l facem pe fraier. Câte gloanțe am? 15 cu 11. Și mai aveam niște gloanțe în partea cealaltă, dar n-a fost să fie. Ok. În cur. What? Ce-am făcut? M-am lăsat săgețile? Nu, 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 nu. Bă, cât de prost să fii pregătit, mă. Ok. Nu, nu, nu. Stai bine că stai. Nu mai în cap. Mamă, frate, 11 gloanțe, mă? Bine, nu chiar 11, că... Cred că vreo 10. Ăsta a avut 15. Oh my god, nu pot să cred, ești cu capul! 11 și cu 4 de... 10 și cu 4, 10 și cu 4. 14 gloanțe, 14 gloanțe ca să dobor un urs. Oh my god. 14 gloanțe. N-are mai nimic în inventar? Serios? Ok. Bă, serios, n-are nimic în inventar? Trebuie să-i accesez capul ceva sau? Mamă, fraților, asta e de poză de... Așa. Nu știu, de print screen.
Bam! Prin screen. Ia uite-l mă, la tata. Mai jos de atât nu pot să mă las, nu? Și l-am prins pe fraier. You are carrying some dinner smells și atrage zombălei. Da, 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 da. Chill, chill, chill. Mamă, nenicule! Ce-și cu capul? Nici nu vreau să mă gândesc cum ar fi fost să-l găsim așa, random. Ok, și ne dă și oase și chestii, da? Bun. Ok, hai să ne ajungem cu cărnița și să o lăsăm ca să nu atragem și să-mi iau săgețile înapoi în pana mea, că n-am realizat. N-am realizat. Este ora 1 și un pic. Știi ce? Hai să punem mâncarea puțipare aici. Așa, și ce am făcut mă cu săgețile? 77 de săgeți. Ca la proști, mă, ca la proști. De ușița, te rog. Bravo. Așa, și hai să revenim cu ale noastre. Frumos! Așa, mă, nene, mă. Ne luăm oase. Ne luăm untură, ne luăm de toate. Cu ocazia asta ne creștem și nivelul la... O zi. La arme din astea cu lamă. Nu știu cum să le zic. Creștem nivelul în cuțite. Ne batem în cuțite cu fraierii. Ho, ho, ho! 37? 9mm? Da! Ho, ho! Ce ai fost, mă, tu, polițist? Tati! Bă, nu putem, mă, să combinăm, mă, pistoalele astea cumva. Nimic. Cum să facem noi să le reparăm ca lumea? Nu știu cum să... N-am nici cea mai vagă idee. Mamă, oare dacă le-am lăsat doar așa oasele astea? Mic. Bullet casing. E bine, e bine, e ok. Apă, mâncărică. Foarte bine, foarte bine. Petele astea de rămân aici. Nu, ăsta e asfalt. Dar textură ciudată că rămâne acolo așa. Și ce mai ziceți, ce mai faceți? Gagicile, cum stați? Cum e începutul de vacanță? Vă omoară căldurile astea. Ho, ho, ho. Mamă, și ăla nu-i 9mm, e altceva. Dude. Bun, bun, bun. Fii de bănuți. 2, 3 și 1. Frate, să stau să fac curat. Mai friend, am treabă. A, și mâine mai am. Și după aia iar vine hoarda pe capul meu. Sau că tâmpitul să fac curat după zombălăi. Come on, come on. Așa, bun. Și mai avem pe aici. Am mai murit unul sau doi pe... Uite, unul. Oare putem să facem stupi? Tot cât de epic ar fi să poți face stupi. Bun, perfect. Hai să ne uităm și în coșul ăsta de gunoi. Nimic interesant, bineînțeles. Ok, eu am nevoie de lemn. Nu știu de voi, dar eu am nevoie de lemn. Așa că a văzut, drag și spune Nascai, o să stea să doboare niște lemne. O să mai stea să doboare niște pietre. E tăcă, e tăcă. Asta ce e, mă? Plumb, ok. Te dau, mă, odată când l-am zis.
38, 11, 27? Cred că da. 7, 8, și ne luăm destul de bine și ori, câte 11, 12 per lovitură. Ceea ce e super, super bine. Așa, și asta ar trebui să ne dea o sămânță sau două. Sper să-mi dea două. Pierd din tot sufletul să-mi dea două. Trebuie să fim atenți să-i doborăm numai pe ăștia mari. Mi-a dat două semințe. Perfect! Perfect, 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 my friend. Ia uite cât lemn avem aici. Ok, și pe asta le plantăm. Una acolo. Una pe aici, așa, random. Să fim atenți să nu doborăm ca tâmpiții. Bun, întrebarea mea este în felul următor acum. Asta o casă sau mi s-a părut mie? Cred că mi s-a părut. Ăsta se transformă în ăla. Și dacă da, atunci ăsta în ce se transformă? În ăsta? Vedem. Zi-mi, te rog frumos, că-mi dai... O, am putea să omorâm și... din partea aia. Cerbul ăla. Ele și alte prostioare de genul. Bă, da, dă, bă. Nu de la fel de mult ca celălalt, din păcate. Adică dă câte 9-10. Observ. Bun. Și sămânță nu mi-ai dat? Ok. Ce să-i fac atunci? Bun. Unde-i gușterul? Unde-i dispăr, mă? Atunci luăm numai de la ăștia și luăm... Aha, gata, l-am văzut, mă. Good. Perfect. E un pic de bănuți. Hai aici să luăm tot ce putem de pe el. Un ebicat, bre. Uite că-mi zicea cineva de ăștia. Du-te, bă, Sky, și verifică... nu e nimic, din păcate. Okay. Da, știu că căcar chestii de put. Nedetectat, e bine, încă e bine. Încă suntem ok. Perfect. Ok, hai să vedem și aici. 14 și un pic. Cred că am trebuit să începem să adunăm pietre. Bine, bine. Ok, ce observ? Observ că cu cât am durabilitate mai mică la topor, cu atât am scade crap, cantitatea de material adunată. Ceea ce nu-mi convine. Iar nu-mi convine absolut deloc. Așa, mă, nene, mă! Altă viață, mă! Frumos! Hai, dăm și două semințe, te rog. E perfect. Salut, madam. Gata? Ok. Cred că și vostru ar trebui noi să-l aruncăm. Da, n-am, trebuie să... Hai să-l folosim așa până îl distrugem complet. Oare mă lasă să-l distrug complet? Bravo, mă. Chiar asta voiam să vând. Mai luăm și niște coton. Angel. Perfect. De fibră că face bine. Ok. Pietrele astea.
fot în continuare. Știu, știu. Cât iau, mă, câte? Una, două, nu? Una, două, unu. Cred că iau tot timpul. Ho! A, ba, nu, că am spart blocul din cadă. Una, una. Da, nu, mai bine așa. Nu? Da, mai bine, că chit că dau și spart din mai multe lovituri, de fiecare dată pot să iau câte puțin, câte puțin. 17-48, suntem ok, suntem ok. Încă suntem ok. Cât avem până acum? 173. Trebuie neapărat să facem rost și de un pic de argilă. Dacă suntem norocoși, găsim pe aici, prin jur. Frumos. Ok, argila. Vedem ce noroc avem. Fă-mi și mie un shovel. Până nu termin eu cu shovelul ăla. Hai să vedem unde i-am plantat pe ceilalți gușteri. Nu ești de acord cu tine, da. Ok, și pe ăsta la altul l-am plantat aici. Bun. Asta. Păi, știi ce? Hai să-i plantăm pe aici, mă. Hai să-i plantăm noi pe marginea asta. Facem un pic de curat în jur. O să ne facem o alee cu cu copăcii. Cred că ar da bine, nu? Nu mă lasă să-l plantez. Nu cred că mă arată. Da, nu cred că mă arată, pur și simplu nu mă arată. Ok. Bun. Avem un pic de piatră, avem un pic de diverse. Hai să ne uităm. Ok, deci astea sunt niște buzunare de ceva. Argila. Sunt alea cu maro. Pe hartă? Aici? Cred că asta e. Perfect. Aici cred că e argila, fraților. Fiți atenți aici. Ia tot, ia tot. Fără milă. Așa, 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 așa. Strânge, 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 strânge. Perfect. Oare pietrele astea se regenerează, mă? Ar fi stupid, dar în același timp ar fi stupid să se regenereze și chestiile din interiorul pachetelor, deci nu vreau să dau cu presupusul. Strânge tot, strânge tot, că e buzunar de argilă și o să intrăm ca lumea în el. S-a primit sau m-au zis niște gușteri care vin încoace? De ce o să fie regenerat, mă, acolo? Atât de multe chestii în jurul magazinului lor a două. Eu acum realizez că s-au regenerat fix în jurul acelorași magazin cumva. Așa tăti. Argiloase. Perfect. Avem pe undeva o lopată din asta super extra ultra mechera de oțel. Una din casele noastre anterioare, dacă mai țin pe minte, da. Punem acum, acum. Ne ducem ca nebunii pe acolo. Of, 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 viața rea. Bun, cred că ne ajunge, cred că ne ajunge momentan. Untouched. Asta. În acasă mai spargem câteva fibre. Hai să vedem cum facem, cum procedăm. Eu mă gândeam, nu știu dacă e cea mai bună idee, să ne facem casa asta oarecum
așa, pe o zonă plată. Vedeți? Gen, uite, pe aici, cumva. Acum nu știu cât de bună e ideea asta. Numai pământ așa. Mai avem 2 ore până apune soarele. Hai să ne uităm un pic pe artă. Zona asta e cu argilă? Sau cu ce? E plină de argilă zona asta. Ok. Da, nu știu ce să vă zic. Chiar nu știu ce să vă zic. Vedem. Pana mea. Eu m-aș gândi în felul următor. Să facem niște... Mă, cu pământ îmi dă. Stai pământ... în care putem să facem... zici, să plantăm chestii. Ne facem niște rebar dintre ăsta sau cum se cheamă. De metal. Hai că trebuie să mă duc să văd aici din casă. O să stau ca tâmpitul și nu o să realizez câte trebuie să fac. Ok, ce pute băgăm aici? Acolo, te rog. Așa. Fuck. Avem multe, avem foarte multe. Dar cred că putem să-l păstrăm la noi. Asta la fel, putem să-l păstrăm la noi. Sigur, de ce nu? Can of tuna. Nu am fără niciun fel de problemă. De asemenea, putem să bem unul dintre ăsta. Fără niciun fel de problemă. 10 mm, da mă? Așa. Nu. Dă înapoi. Asta, așa, de înapoi. Bun, și vreau să facem din metal, unei tot metalul, 750 bucăți de metal, frame, cobblestone frame, cred că ăsta îl vrem, nu? Cobblestone frame, scrap frame, wood frame, rebar frame. Forged steel. Vai de capul meu. Bă, nene, bă. Serios? Upgrade and repair with cobblestone rocks. Upgrade more with iron, concrete mix and forged steel. Cred că din ăsta vrem. A, și pot să-l fac din lemn. Nu trebuie să-l fac din metal. Ok, câte ceasul? 20... prea târziu. Bine. Ok, păi atunci, dragilor, hai să închidem ușa. Nu mai are rost să mai ieșim. Și să ne pregătim un picuț aici, să vedem cu ce putem să facem noi mai departe. Deci o să vreau niște ufere, în primul și în primul rând. Deja nu mai facem față. Unu pentru început. Hai să vedem așa. Deci în ăla trântim totul, da? Cred că hai să mai facem câteva cufere. 4 poate. Nu știu, vedem după aia. Bun. Fac. O, face bine că fac așa, mă. Hai să facem așa pe podea că... Văd că nu. Nu l-am pus bine, bă, că mi-a ieșit piciorul. 200. Poate atrag zâmbălăi. Bravo. Încă nedetectat, e bine, e magnific.
Unlocked. E bine, așa. Pun mă să te iau cu ceva. Nu știu, cu wrench. Nu știu, cu click dreapta nu merge și nu vreau să încerc cu click stânga, sincer. Ok, bun. Oh, dude. Bun, hai să te vedem și pe tine. Una, două, 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 etică, etică, da? Bun, deci aici le aruncăm pe toate. În colțul ăsta, cred că vrem chestii de construit, mă gândesc eu, da? Așa, chestii de construit însemnând, cred că și sticlă. Materiale prime, practic. Mi-am găsit, nu mi-am găsit bine. Hai să facem una pentru materiale de bază. Chestii de genul ăsta, chestii de genul ăsta, așa. Cred că e bun brass, cred că merge mai un parz, nu știu dacă mă interesează în momentul de față. Ăsta ar fi de construit, ăsta ar fi de material prim. Glass pane, scrap, așa. Una trebuie să ne facem pentru haine. Deci construit, ceva de genul, da? E și ăsta de metale prime, nu știu dacă e cea... Mai vedem pe parcurs. În funcție de cum o să folosim. Ok, hai să facem una pentru haine. Aia de deasupra pe care am pus-o random. Hai să o lăsăm pe aia pentru haine, ce ziceți? Ha? Să fie asta așa pentru haine? Bun. Pentru mâncare. Animal fat, sincer, nu cred că ne ajută la mâncare, ne ajută... Nu știu la cine ajută. Iarăși materiale prime. Asta restul sunt componente cumva. Să facem o chestie de componente. Iarăși materiale prime, iarăși materiale prime. Asta folosim pentru mâncare, mâncare, mâncare. Asta putem să facem ceva cu ele oare? The poisoning, da. Nu știu, o să mă interesez să vedem. Așa, asta pentru mâncare. Da, iarăși pentru mâncare, 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 mâncare. Absolut. Da, nu știu ce să vă mai zic. Chiar nu știu ce să vă mai zic. Ok. Ele prime, am zis, da? Asta e material prim, dacă stăm să ne gândim. Ăsta nu știu unde să-l băg, duct tape. Hai, băgăm și aici. Bun, și acum la mâncare. Mâncare... Hai să facem într-un cufăr. Chestiile care țin de mâncare. Mâncare, mâncare, mâncare... Da, 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 da. Ok, astea sunt de altceva. Nu știu, mai vedem pe parcurs, mai vedem pe parcurs. Cum și ce și la ce o să ne ocupăm de toate cele. Eventual am putea să ne facem un cufăr cu medicamente. Adică chestii așa. Ceva genul ăsta, ei? Să fie pentru medicamente, fiți lângă mâncare, că sunt consumabile pe care le bași pe gura aproximativ. Bun. Da, și nu știu. Aici am pus ceva, nu. Componente. Componente, componente, componente. Toate astea sunt componente. Inclusiv astea sunt unelte, componente, componente, componente. Nu știu ce să mai zic. Chiar nu știu ce să mai zic. Componente eventual pentru arme, pentru alte prostioare, pentru bombe, pentru chestii genul ăsta.
uneltele separat. Bun, dragii mei, hai că am făcut cât de cât un picuț acolo curat. Avem o idee generală cu ce vrem să facem toate cele. Așa, să sperăm că o să rezistăm. Ce pot să mai zic? E deja ziua 21, deci noaptea asta trebuie să ne pregătim pentru un atac enorm. Oh, bună seara, Crești, și bună seara, România! De data viitoare!